Bun găsit, prieteni! O filmare din octombrie 2022 arată la ce trebuie să fiți atenți dacă mergeți în pădure după lăsarea întunericului. Un pădurar din Canada explora vegetația când a dat peste un skinwalker. O creatură din folclor care poate imita atât oamenii cât și animalele. Momentul a fost surprins într-o zonă retrasă, aflată la 10 de kilometri de civilizație, cu ajutorul camerei GoPro. Man, this place is so lonely. Imagine just being lost out here. It feels like this would never end. Oh, hi. What the hell? I need to get out of here. Oh, boy. Oh. Okay. O voce bizară, aproape inumană, i-a spus că-l vede. Contrariat. Pădurarul a decis să se întoarcă la cort, unde focul ardea, îndepărtând spiritele nedorite. Din fericire, ființa nu s-a apropiat de el. Într-o altă pădure, aflată undeva în Turcia, doi investigatori au luat-o pe urmele unui monstru. Acolo, pe vremuri, au avut loc mai multe ritualuri macabre. Ritualuri care ar fi adus pe lume o entitate demonică. Din această cauză, localnicii au țesut de-a lungul timpului tot felul de povești în jurul entității, care aparent a fost văzută de marea lor majoritate. Bântuie printre copaci, spun bătrânii satului. Spre surprinderea lor, investigatorii au văzut-o și ei. Abi dave taçı kaç şu an? Görüyor musun? Ayrıca kameradan görüyorsun. Abi. Oo. Allah'ım sen ya la. Görüyor musun? Abi abi. Allah'a ekber. Aman Arap yarımı da şu an. Abi Maruti kablesin. Maruti kablesin. Of. Şu neymiş ya? Abi az yaklaşalım. İyi şu abi. Nasıl? Oo, yüzüne bak abi. Cellat gibi bakar mısın? Kabus gibi suratı var abi bak. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm selam. Kaybolup abi gibi ya. Bunun tipinde hayır yok abi. Oh. Abi, bunlar biz burada ne soracağız? Ne ya abi bu? Yaratık mı? Maruti kabilesinin başı mısın? Hikmet abi! Ulan başı mısın, sonu musun? Bir dur be! Oh! Ah! Gitti ya lan! Ah! Bu ne oldu la şimdi? Abi, neydi ya bu? Entitatea avea corpul negru, diform, și chipul palid, schimonosit. Îi privea cu niște ochi strălucitori. Investigatorii s-au speriat, e de înțeles. Chiar nu se așteptau să dea peste entitate. Au crezut că localnicii făceau mișto de ei. Nici vorbă. Despre Dustin Fraser v-am mai povestit în episodul trecut. Mai multe lucruri greu de crezut. Povestea lui este însă mult mai complexă. El locuiește în estul statului Tennessee, aproape de zona munților Apalași. Aceștia se întind pe o distanță de peste 2000 de kilometri,
din provincia Quebec, Canada, până în nordul statului Alabama. Sunt unii dintre cei mai vechi munți din lume. Se spune că pe teritoriul acestora trăiesc tot felul de făpturi bizare, de la skinwalkers la demoni deslănțuiți. Oamenii care locuiesc în apropiere au experimentat mai multe activități paranormale. Regula născocită de ei este simplă. Dacă auzi ceva în zona munților Apalași, n-ai făcut-o de fapt. Totul este în regulă. Treci peste. De aceea majoritatea localnicilor trag bine draperiile după căderea întunericului și încuie ușile, chiar dacă locuiesc în zone izolate. Pentru a nu risca să vadă lucrurile care ies la vânătoare atunci. Într-o noapte din februarie 2024, pe când se afla acasă, Dustin a auzit niște sunete. So it's 2 o'clock in the morning again, and I kept hearing. There's a security light right over here. And it just was on, and then it went off. Într-o altă noapte, pe când își pregătea ceva de ronțăit, a observat că ființa de afară îi vorbea. Era un skinwalker. Îi imita vocea, îi copia. I was just trying to get me some trail mix, and... Vocea i-a cerut să deschidă ușa. Oamenii din comentarii au spus că dacă mai aude, să nu asculte. Bineînțeles, aceasta a revenit la scurt timp după. Pe acoperiș, căutând o cale de intrare. Poate voia doar să-l terorizeze. Activitatea s-a intensificat. Everybody last time got pissed at me. How could I go? Because I opened the door, so I'm not going to do that this time, but it's back. Help me. Al doilea sunet, pe lângă cel de afară, s-a auzit înăuntru. Câteva nopți mai târziu, pe când se afla la muncă peste program, a auzit un fluierat macabru.
Până la urmă, la insistențele privitorilor, a instalat o cameră de supraveghere deasupra ușii. Ceea ce a surprins camera în martie este terifiant. Dustin se afla la serviciu atunci. People have been saying, I can't see, hold on. People have been saying for me to get cameras for the outside of my door. I did. Like, it seems like it's just getting worse, and I don't even want to, like, go home. I don't know what my, like, next steps are. Yeah. So I just got home from work and I found this on the ground. And I don't know if you can tell, but it looks like it is busted. Vocea misterioasă, vocea lui copiată de Skinwalker, se poate auzi. Câinele a fugit din calea ființei. Mai apoi, o forță nevăzută a distrus camera. Nervos, a instalat mai multe camere. Alta a surprins la rândul ei ființa, în spatele mașinilor. Era umanoidă, poate imediat după transformare. Voi ce părere aveți? E posibil ca Dustin să fi fost urmărit într-adevăr de un skinwalker? O altă filmare virală, postată de Morgan pe TikTok, a strâns milioane de vizualizări. Descrierea sună cam așa. Dacă ești singur acasă în zona munților Apalași și auzi fluieratul, prefă-te că nu e nimic. We're frozen here. 'Cause that doesn't sound like coyotes. They got something. Are they getting closer, Joy? No? No. Fluieratul a avut un rol important în practicile spirituale ale altor culturi. Celții îl foloseau în ritualurile de invocare a spiritelor și în ceremoniile de vindecare, triburile amerindiene, în ritualurile șamanice, pentru a intra în contact cu lumea spiritelor. Să fie o legătură între aceste cunoștințe străvechi și folosirea fluieratului de către skinwalkers? Să pășim împreună pentru o altă pădure. În 2022, YouTuberul Ads Ventures s-a dus de unul singur într-o drumeție. A înaintat cu mașina cât de mult a putut, după care a luat-o pe jos. Pe drum,
a întâlnit o biserică veche și un cimitir. Când a decis să se oprească pentru a-și pregăti o băutură caldă, în spate a apărut o siluetă translucidă. Omul nu a văzut-o. Niște sunete bizare au început să-l atragă în adâncul pădurii. What the hell was that? Well, so I'm back in the woods. I've taken a different path this time. And to be honest with you, I'm just sort of winging it. I don't know where. What the hell was that? What's that? Well, I've come up to that bit where the light was just shining. What? He's moved. I'm gonna have to go and check that out. Where the hell is it coming from? Ați văzut silueta? Mai târziu, s-a întâlnit cu străinul. Light on the top of my camera, I think it's going to die quite soon. So I'm only going to have my torch left. I'm starting to get a little bit lost, I'm not going to lie. But I think I'm going to head back towards the way that I came because... I swear, I keep seeing someone. Hold on. There's no one there, I swear. There was. I think I'm gonna go this way, to be honest with you. What the hell? That is a person. I'm not even joking. What the f? I can't see anything. Oh, what? Abonații au spus că era un manechin pus acolo pentru a speria turiști. Ed însă jură că era o persoană reală, că și-a întors capul spre el. Silueta translucidă și apariția presupusului străin într-o altă zonă sugerează prezența unor forțe mult mai misterioase acolo. O mamă din America de Sud a observat cum dimineața obiectele se aflau împrăștiate prin toată casa, deși înainte să închidă ochii le vedea puse în ordine. Pentru a elucida misterul, convinsă că fiul ei cel mare era vinovat, a instalat o cameră de supraveghere în dormitor. Ceea ce a urmat la 1 dimineața pare rupt dintr-un film de groază. Și totuși, doamna jură că nu a editat nimic. Nu are aparatura necesară. Știind că avea camera pornită, a dormit iepurește. Zgomotul ușii deschizându-se a făcut-o să se ridice din pat. Ceva nu era în regulă. Cum nu a putut găsi sursa mișcărilor, a decis să-l pună pe cel mic între ei. Câteva minute mai târziu, lucrurile s-au precipitat.
doamna nu a putut să găsească nici de data aceasta sursa mișcărilor. Ea crede că în spatele activităților se află o vrăjitoare. Clipul a fost făcut celebru de youtuberul El Mundo de Cabeza. Când s-a întors în dormitor, nu a realizat că înăuntru se mai afla cineva. O prezență paranormală. Fiul cel mare a văzut ciudățenia, dar a încercat să-și spună că era un simplu vis. Văzând că lucrurile nu se opresc, doamna a decis să plece de acolo la părinți. Când s-a uitat peste înregistrarea camerei a doua zi, a rămas fără cuvinte. Speriată pentru siguranța copiilor, a decis să se mute de tot. Voi ce ați fi făcut în locul ei? În 2016, Simone, un bărbat din Italia, a surprins mai multe activități paranormale în casa bunicii lui. Femeia i-a spus că reședința ei este bântuită. Lucruri clasice, obiecte care se mișcau singure, ferestre parcă vii. Voci înfricoșătoare, răsunând în inima nopții. Simone nu a crezut-o. A decis totuși să testeze terenul pe propria piele. A dus-o pe bunica lui la el, după care s-a întors pentru a petrece noaptea singur în casa bântuită. Ceea ce a urmat este aparent incredibil. Allora, sono a casa di mia nonna. Allora, non so se sentite, praticamente sono a casa di mia nonna da solo. E non so se sentite, ci sono un sacco di rumori che vengono da di sopra, qui e lì. Allora, vabbè, poi ho questo. No, vabbè. Becurile nu se mai aprinteau, deși pe timpul zilei totul fusese în regulă. Înarmat cu o lanternă și cu telefonul, s-a aventurat în beznă. Este cose mai...
adesso sembra che sia, cioè, ha smesso tutto quanto. Io non so proprio, nel senso, ho paura. Mi sono messo la torcia in bocca come nei film, ma non viene bene uguale, quindi... Ragazzi, mi sto c***o. No, vabbè. Deși era singur în casă, ușile dulapului și fereastra s-au deschis. Așadar, bunica lui spusese adevărul. Sì, eu sunt terrorizzat, ma proprio nel... Direi che vado via, perché nei film consiglio sempre questa cosa qua. Quindi non sono più stupido. Vi giuro non riesco neanche a parlare oggi, perché praticamente... No, vabbè, aspetta. Oh no, vabbè, il letto è fatto. Il letto... Gli sportelli sono aperti. E il letto... Cioè, prima il letto non era così. Era... Non ho la voce, ve lo giuro. Non ho la voce. Ok, no. Ora vado. Mi sembra il caso di... proseguire con questa cosa, non so come. Il vaso non era lì. Questo vaso non era lì. Non era assolutamente lì. Era qualche scalino più giovane, non era qui. Ok. No. La etaj, a găsit lenjeria de pat mișcată, deși făcuse patul, și ușile dulapurilor deschise. Vaza cu flori a sărit câteva trepte de una singură. O siluetă translucidă s-a năpustit asupra lui. Speriat, Simone a fugit mâncând pământul. Câteva luni mai târziu a aflat care a fost sursa ciudățenilor. O șarfă pe care bunica lui a câștigat-o la tombola bisericii din cartier. După ce a aruncat-o, coșmarul a luat sfârșit. Din fericire. Doar amintirea acelei nopți a rămas în mintea lui Simone și continuă să-i bântuie visele. Chiar și astăzi. Dacă v-a plăcut episodul, haideți să strângem 5.000 de like-uri. Mulțumesc prietenilor care susțin canalul pe Patreon și pe PayPal. Vă mulțumesc și vouă tuturor pentru vizionare. Ne întâlnim din nou data viitoare.